Da, ne-am reîntors să mai povestim un picuț. Spuneam de europarlamentar ce ar putea să facă ei pentru noi. Văd un titlu sugestiv în presa de astăzi, în pagina a patra din Monitorul de Suceava, care vorbește despre transportatorii suceveni care fac apel la europarlamentarii români să le apere drepturile. Și vorba de cerebrul pachet de mobilitate care ar urma să fie votat în Parlamentul European și spun transportatorii suceveni că sunt favorizați în aceste condiții cărăușii vest-europeni și nu neapărat ceilalți. Acest pachet de mobilitate ar trebui să intre în atenția europarlamentarilor să facă ceva pentru cei din România, pentru că așa se procedează. Atunci când primești o nemulțumire, încerci o aduci pe masa europarlamentarilor. Europarlamentarii ar trebui să fie foarte bine pregătiți, cel puțin teoretic, să știe ce au de făcut și să se bată acolo în Parlamentul României, acolo cu Comisia Europeană și așa mai departe, ca să găsească soluții și pentru noi. Asta așa ar trebui să funcționeze într-o țară normală și funcționează așa în țările normale, în țările vest-europene în special, care știu ce înseamnă democrație și ce înseamnă apărat drepturile cetățenilor pe care îi reprezintă acolo. La noi este mai puțin, cum spuneam, așteptările legate de grapinii, cum îi spuneam, Norica, de la Nicolae sau de la Ivan, Cătălin și de la mulți alți băieți, lucrurile nu stau chiar foarte, foarte în regulă. Băieții ăștia au ajuns acolo și fetele astea au ajuns acolo pe niște liste propuse de partid, la fel cum partidele vor veni, sau băi, cei de la PSD au vândut toate, au vândut e, deci impropriu spus. Nu, a fost ca la, să nu mă închipuiți că a fost ca la piață, nu, Doamne ferește, sigur, dar nu, au promis în sensul ăsta că vor da toate cele 35 de locuri pe care ei le vor lua, evident, mai PSD-ul, le vor da tuturor celor care au stat lângă Livache și, evident, nu l-au părăsit la greu. Ce mai contează România? Contează doar să mergi acolo și să nu-ți faci treaba, să nu faci nimic pentru zona pe care o reprezinți sau, mă rog, pentru țara pe care o reprezinți acolo. E posibil că în viitorul exercițiu al Parlamentului European să fie mai multe locuri și mi se pare că ne se mai alocă două scaune, dar asta deja este în Parlament, dar asta deja este o altă discuție la care, sincer, nu prea vreau să particip pentru că, sincer, nu mă interesează. N-am simțit până acum, din 2007 vorbind încoace, n-am simțit nimic care să mă facă să cred că lucrurile se vor schimba atunci când vorbim de percepția politicianului față de cetățean. Eu personal. Și deja ne apropiem ușor-ușor de 30 de ani de la lovitura de stat din 1989. Da, nu revoluție, lovitura de stat, se numește cea din 89, orchestrată magistral, evident, de băieții din servicii, care magistral o fac și acum fac ce vor ei și cum vor ei. Evident, mușchilor. Bun. Spuneam transportatorii asta, cer să fie ajutați, să nu fie uitați de europarlamentari. Probabil că nu se va întâmpla nimic, pentru că pe cei care stau acolo în Parlamentul European și nu fac nimic, doar participă la niște ședințe ca să poată să-și ia indemnizațiile, este singura chestie. Trebuie să meargă la ședințe, la plen și la comisii ca să poată să-și ia indemnizațiile, care sunt, cum spuneam, foarte, foarte consistente. Adică nu-ți permis, pentru că deja vorbim acolo de sute de euro, știi? Și de-a lungul timpului am demonstrat că ne interesează doar partea asta, nu și tot ceea ce înseamnă România, pe care ar trebui acolo să o reprezinți cu cinste și, evident, interesele poporului român și nu a clasei politice sau a partidului care te-a pus pe listuță și te-a trimis acolo. Nu se va întâmpla nimic, cum spuneam, cu în zona asta a transportatorilor și nu se va întâmpla nimic vis-a-vis de acest pachet de mobilitate care afectează foarte tare pe transportatorii din România. Ok, sâmbătă a fost mare deschidere, e vorba de pârtia de schi de la Rarău. Am vorbit foarte mult de această pârtie, de această investiție și am avut și de ce. Uite că într-un final s-a inaugurat această pârtie, undeva inaugurarea a fost în jurul orelor 12, nu neapărat s-a ținut cont de oră.
N-a fost o inaugurare politică, a fost doar una pur și simplu. A fost o sfințire și politicienii, evident că au fost acolo, mai toată lumea și-a dat cu părerea. Ceea ce era de necrezut la un moment dat a fost și modul încerca fiecare sau, mă rog, băieții de la guvernare să tragă spuza pe turta lor. Au uitat, spre exemplu, că în 2009, cred că nu greșesc. Și dacă greșesc, vă rog să mă corectați. Această pârtie la Câmpul Lung Moldovenesc venea așa ca și necesitate în ce privește zona și dezvoltarea zonei, pentru că este o necesitate, venea să în 2009 apărea și începea această investiție, o investiție de 15 milioane de euro, care a mers foarte bine până prin 2012. La un moment dat, venirea guvernului Ponta, guvernului PSD, condus de Victor Ponta, a făcut și, bineînțeles, după aia guvernele succesive, cele care au urmat cu băiatul ăla de la Timișoara, că nici nu mai știu cum îi zice, care a fost prim-ministru, Tudose, Fătuca asta, Veurica, așa mai departe, n-au dat niciun fel de atenție pârtiei, nici ei, nici miniștri de resort și, bineînțeles, nici conducătorii politici. Până prin 2012, pârtia era ca și grad de execuție undeva pe la 80%, rămăsese un 20% care ar fi trebuit să fie încheiat. A stat în paragină foarte mulți ani, doar pentru că niște băieți n-au vrut să dea banii pentru că această pârtie să devină o certitudine. N-au dat banii deoarece fiindcă pentru că de ce? Că și m-am întrebat. Probabil însă pentru că spuneau că păi dacă dăm banii facem nu știu ce favoare, nu știu cărui om politic de aici, din Suceava, cel care a făcut demersurile alături de primarul Mihaiță Negure de la Câmpul Lung Moldovenesc pentru ca această pârtie să devină o realitate. Deci, cam așa au funcționat lucrurile. Culmea a fost în 2017, vă aduceți aminte, când și că băieții, ca să scape de așa de oprobiul public, au încercat să arunce povara aceasta a nemulțumirii să arunce pe spatele primarului de Câmpul Lung Moldovenesc și au trimis banii ceva de genul pe sfârșit de an sau, mă rog, în ultima zi de plată au trimis banii către primărie doar pentru ca primăria să trimită banii înapoi. Și uite așa, nu s-a terminat nici în 2017, uite așa, am reușit nici în 2018 să o inaugurăm și am inaugurat-o pe 5 ianuarie în 2019. Bineînțeles că toată lumea a venit, băieții din pe, i-am văzut foarte mulți acolo, evident a fost și ministrul de resort, Trif, cel care ne-a asigurat că totul este sub control. Vorbim de o investiție de 15 milioane care într-un sfârșit de euro, care într-un sfârșit s-a finalizat. Vorbim acolo de o investiție într-o pârtie, e vorba de două etape. Prima etapă, vorbim de o pârtie lungime de 2850 de metri, sper să nu greșesc, 33 de gondole, nu știu câte tunuri, un iaz de ăsta de unde să alimenteze de 10.000 de metri cub de apă, adică o investiție foarte, foarte mare și, bineînțeles, parcarea, o parcare care se pare, din ceea ce spune primarul de Câmpul Lung Mihaiță Negure, este insuficientă. Am văzut sâmbătă foarte multă lume, sunt foarte mulți doritori, am văzut acolo foarte mulți doritori, mii de schiori, spune presa și nu greșește atunci când spune mii de schiori au venit la Câmpul Lung Moldovenesc la deschiderea oficială a acestei pârte de la Rarău. Mai urmează un tronson și ne povestesc guvernanții și evident prin vocea acestui ministru, un băiat care, mă rog, a venit, dar a venit când a vrut el, pe numele lui decât de Trif, ne-a povestit că sunt banii pregătiți și numai ce pac și dă bănuțul ca să se facă și tronsonul și să fie treaba bună. Cel puțin asta ne spun guvernanții. Toată lumea era mulțumită acolo. Evident, cei mai mulțumiți au fost schiorii, pentru că vorbim de o pârtie a cărei lungime este
una dintre cele mai, cea mai lungă pârtie sau una dintre cele mai lungi pârtii de gen din România. Cum spuneam, domeniul schiabil din Suceava deja și-a îmbunătățit un picuț, i-a crescut valoarea domeniului schiabil prin apariția acestei pârtii de la Larău. Au fost acolo primarii vecini care deja aveau pârtile funcționale, vorba de cel de Gura Humorului Mare Sursaciuc sau cel de Vatra Dornei, care, mă rog, au fost aproape, să spunem așa. A fost acolo, evident, cel care a făcut posibil acest vis și l-a devenit realitate. E vorba de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. Și, bineînțeles, au fost acolo și toate, au fost politicieni reprezentând toate partidele politice, evident, putere, opoziție, senatori, deputați, președinte al partidului filiala Suceava PSD, a fost acolo și Ioan Stan, a fost acolo și parlamentari, toată lumea a fost acolo, spuneam, până și Bogdan Trif. Toată lumea a încercat să spună cât a făcut pentru această investiție, o investiție pornită în 2009, să nu uitați, și terminată dată după 10 ani sucevenilor. Și nu numai, pentru că acolo vorbim de oameni, am văzut mașini de Iași, de Botoșani, am văzut mașini de peste tot, oameni care au venit să schieze pe Rău. O investiție foarte, foarte așteptată, binevenită, o investiție care va dezvolta zona. Zona Câmpulung Moldovenesc a așteptat această pârtie, ca această pârtie să devină o realitate. De aici deja toate lucrurile încep ușor, ușor să meargă pe repede înainte. Pentru că nu pot să ofer doar gustă din Bucovina, trebuie să oferi și fă ceva în Bucovina. Schiază în Bucovina. De ce nu? Mi-aduc aminte această pârtie, câtă contradicție, deja gata? Time out? Plec acasă? S-a terminat? Se fini? Câtă contradicție? Mai spun două minute și plec. Câtă contradicție și câtă discuție a generat această pârtie, ba chiar cineva care, a cărui nume nu-l pronunțăm în această emisiune, ne spunea că de fapt nu e foarte bună chestia asta, pârtia asta de la Câmpulung, și ne ducea undeva prin, nici nu știu pe unde, prin domeniu, chiar nu știu pe Căliman, pe nu știu pe unde, erau niște chestii așa fantasmagorice. Cert este că acolo s-a întâmplat, președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur vrea înființarea unei asociații montane de turism care se numească Poiana Bucovinei. Din această asociație urmează să facă parte Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei. Trebuie făcută și o mențiune că dacă vorbim de această investiție, să dăm cezarului ce al cezarului. 12 milioane de euro din cele 15 au fost alocate de guvernele succesive Boc și Cioloș, bineînțeles urmate de, nu au fost succesive, pardon, mă scuzați, au fost alocați bani de guvernul Boc de atunci, în 2009, de când a pornit această investiție. A mai băgat ceva bani Cioloș, cel care a venit după guvernarea Ponta, un an de zile, după care cu mare ce greutate restul banilor, acei 3 milioane au fost dați și ei de ceva foarte greu de către guvernele care au urmat, Tudose sau Veorica, cine au fi dat bănuți ca lucrurile să se încheie. Cert este că e o certitudine această pârtie și asta nu este rău. Au fost declarații, au fost deci lumea așa, dar cu părerea, toată lumea știu, toată lumea știu și de ce. Plecând de la pârtie, mai povestim și mâine. De la 1 ianuarie, ambulanța Suceava asigură consultații de urgență la domiciliu în două schimburi. A fost o perioadă complicată, acum am avut și accidente, violențe, focuri de armă trase pe graniță, țigări confiscate de peste 10.000 de euro de polițiști de frontieră de la, din Suceava, evident. Accidentele au continuat și figurile, evident, și figurile pe aceeași, în aceeași măsură, pentru că mașinile puternice îi fac pe unii la un moment dat să uite că n-are niciun fel de relevanță, că piesa dintre volan și scaun este foarte importantă. Cum vă spuneam, să aveți grijă unii de ceilalți. Hai să vedem ce cotație are euro astăzi, la început de an, așa. Euro cotat astăzi la 4,66-47, dolar american la 4,09-20. Emilianos ne spune că unor spărgători de bănci, cu topoare și cu rângi, cei ce n-au căldură în bloc, noaptea dau atac la bănci și fac rost de lemn de foc.
fiecare cu banca pe care și-o dorește el. 7 ianuarie 1881 s-a născut poetul, prozator și dramaturgul Ion Minulescu, iar în 1917 s-a înființat Comitetul Național al Românilor Emigranți din Austro-Ungaria, care a semnat declarația de război împotriva monarhiei austro-ungare. În 1926 s-a născut scriitorul Mircea Sântimbreanu, iar în 1927 a fost efectuată prima convorbire telefonică internațională între New York și Londra. 1990, CFSN-ul, cei care își aduc aminte știu despre ce vorbesc, Consiliul Frontului Salvării Naționale a adoptat decretul lege privind abolirea pedepsei cu moartea. Toate s-au întâmplat într-o zi de grație de 7 ianuarie. Dragii mei, cam atât în această zi. Să aveți parte de o zi frumoasă, o zi răcoroasă astăzi. Vă spuneam de dimineață în jur de minus 6 grade, vorbind așa generic. Poate la Botoșani 4-5 grade, așa mai puțin. Știu că ne vedem și acolo și știu pentru că am avut ocazia să mi se spună în Botoșani să fiu salutat pe stradă și nu venea să cred. Asta înseamnă ceva. Să rămâneți în continuare cu noi pentru că ne place să povestim despre toată lumea și despre regiunea noastră frumoasă. Se mai răcorește un pic pe noapte în zona montană. Temperaturile ajung pe la minus 18 grade dacă vorbim de Câmpul Lung, Moldovenești și Vatra Dornei, acolo unde deja este mai frig și unde pe parcursul zilei vom ajunge pe la minus 8 grade. În celelalte zone, pe parcursul zilei, undeva în jur de minus 5 grade, poate sau minus 4-5 grade, noaptea undeva cu temperaturi de 12-13 grade. Va fi poate și un pic de nisoare, pentru că șansele sunt undeva în jur de 72%. Să aveți mare grijă de dumneavoastră, se circulă greu în condiții de iarnă, pietoni sau conducători auto, aveți grijă unii de ceilalți, pentru că dacă nu o faceți dumneavoastră, nu o să o facă nimeni. Mare grijă de dumneavoastră, un an nou extraordinar. La mulți ani încă o dată celor care își serbează astăzi ziua numelui. Petrecere frumoasă, poate dă cineva și de la noi ceva de băut, dar nu zicem nimic, doar zicem decât poate. Ziua să vă fie frumoasă, în debutul de an să vă fie fabulos și de ce nu anul 2019 să fie așa cum ne-l dorim toți, plin de sănătate și de realizări. Numai bine, sănătate și să nu uitați, evident, să fiți frumoși, să fiți la fel luni, marți, miercuri, aici, la Bucovina Activ, cu mine, Dorel. La revedere!